După ce mi-am omorât fostul șef miliardar pe Andrew, care a devenit pentru puțin timp și iubitul meu, am rămas din nou fără job și nu mă puteam întoarce la a locui în mașină. Trebuia să-mi găsesc un nou job de menajeră și l-am găsit, un nou miliardar. Mi-a deschis ușa un bărbat bine, cu ochii foarte negri, părul foarte negru și se vedea că purta un sacou foarte, foarte scump de lux. Avea până și mustăcioară. Da, era diferit de Andrew. Așa că, cu puținii bani pe care Nina mi-a dat pentru asasinatul miliardarului Andrew, frumosul Andrew, care s-a dovedit a fi un monstru, m-am decis să mă duc să îmi iau o chirie. Însă, chiria era într-un loc rău famat, pentru că aici era singurul cartier unde îmi permiteam o chirie. Acesta este cartierul rău famat. Știu că nu pare. Printre aceste blocuri gri stau o grămadă de nebuni. De exemplu, într-o seară când mergeam spre apartamentul meu închiriat, un aurolac, un om al străzii. Mi-a fost frică pentru viața mea când l-am văzut, mai ales că avea și un cuțit. Am luat-o repede la fugă. Am intrat repede în mașină și am dat să plec. Am zis că mă întorc mai târziu. Dacă mă urmărea până la apartamentul meu și îmi dădea chilul și îmi fura banii de chirie, am așteptat să plece, ca apoi să mă întorc mai târziu. Asta este casa scării și acesta este apartamentul meu. E foarte mic. Practic este o fostă spălătorie care a fost transformată în cameră. Acesta este patul meu. Aici am spăl hainele. Aici este practic și bucătăria. Aici îngătesc. Doar atâta mi-am permis. Aici sus îmi pun hainele și vasele. Cu banii pe care i-am făcut de la Nina, doar atâta mi-am permis. O cameră de genul acesta, în cel mai rău cartier din Berry Avenue. Aici sunt foarte mulți aurolaci, oameni care pare că mi-ar da chilul la fiecare colț. Da, nu pot să stau foarte, foarte mult aici. Trebuie să îmi găsesc un job și să mă mut, pentru că e în pericol viața mea. E dimineață, este timpul să îmi găsesc un job. O să mă duc prima dată la magazin să-mi fac câteva cumpărături, pentru că nu mai am decât supa asta veche și o sticlă cu apă. După care o să mă duc să văd ce anunțuri de angajare s-au mai postat. Dar înainte de asta să mă schimb puțin de hainele de menajeră și să ies în haine normale pe stradă. Ok, gata sunt. Să-mi cui bine ușa, să nu mă șefuiască cineva cât timp sunt plecată. În cartierul acesta orice e posibil. Singurul avantaj al acestui cartier blestemat este că e aproape de supermarket. Și vreau să-mi iau și o vopsea de păr, pentru că vreau să-mi schimb coafura. Vreau să mă fac blondă, știu. Poate nu o să-mi stea bine, dar îmi plăcea mult părul Ninei și parcă aș vrea să fiu și eu așa, frumoasă. Să par bogată, deși nu sunt. Mai am foarte puțin bani, deci trebuie să fiu atentă ce cumpăr, ca să nu rămân fără. Trebuie să cumpăr neapărat pâine, pentru că pâinea ajunge mai mult timp. Niște cașcaval. Da, pâine cu brânză. Și poate niște lapte. Nu cred că am bani și de lapte. Aici ar trebui să fie vopseaua. Da, vopsea blondă. Wow, ce nuanță deschisă. Sunt curioasă dacă o să-mi stea bine. Și o să cumpăr și ziarul. Gata, am plătit cumpărăturile și acum mă duc acasă să mă vopsesc și să mă uit prin ziar, să văd dacă s-au postat anunțuri noi de angajare. Poate îmi găsesc și eu un job astăzi. Bun, am ajuns acasă. De data asta nu am văzut ciudați pe stradă. Trebuie să mă apuc să mă vopsesc.
Of, mă gândeam unde să mă spăl. În ghiuveta asta micuță de la bucătărie. Ia să pun eu plasa aici. Să vedem. Trebuie să stau aproximativ o oră cu vopseaua în cap și apoi să mă spăl cu șampon și balsam. Wow, sincer, mi se pare că mi s-a deschis părul foarte tare la culoare. Este timpul să mă clătesc și apoi să-mi suc părul și să văd cum arată rezultatul. Wow, nu vine să cred! Cât de deschis este părul meu! Uai, dar e superb! Stă chiar bine, așa-i? Wow, minunat! Chiar mi-a ieșit părul foarte, foarte blond! Ok, acum să vedem ce joburi sunt. Job de șef bucătar? N-am experiență. Job de pizzer? Uite un job pe care aș putea să-l fac. Job de menajeră? Oh, sper că nu e cu cazare, că nu mai am chef să stau cu o familie bogată de nebuni. Ok, e fără cazare, dar e la o familie de miliardari. Aș putea să mă duc la interviu. Sper să nu se sfârșească ca ultimul meu job. Adică, mi-am omorât șeful miliardar super frumos. Sper să nu se întâmple iarăși așa. Mili, vai, nu mai gândi negativ. Nu o să se întâmple asta. A fost o excepție acolo. Unde mi-am pus cheile de la mașină? Vai ce împrăștiată sunt, deși am o cameră foarte mică. Ah, gata, le-am găsit. O să mă strecor repede pe coridorul acestui bloc. V-am spus, sunt o grămadă de aurolace aici. Și o să mă duc repede la mașină să mă duc să dau interviu pentru postul de menajeră. Într-un final, am ajuns la casa cu pricina. Deja se înserase. Locația era foarte departe de unde locuiam eu. Cam la 2 ore. Sincer, nu cred că este la fel de mare ca cea a lui Andrew și Nina, dar și aceasta este foarte mare și foarte frumoasă. E clar că și aceștia sunt foarte, foarte bogați. Mă duc să sun la ușă. Sper să iau interviu, că am nevoie de acest job. Bună ziua, sunt Mili. Am venit pentru interviul de menajeră. Mi-a deschis ușa un bărbat bine, frumos, cu ochii foarte negri, părul foarte negru și se vedea că purta un sacou foarte, foarte scump de lux. Avea până și mustăcioară. Da, era diferit de Andrew, dar și acesta era foarte arătos. Sigur, intră, te rog. Eu sunt Douglas. Ciudat nume, ca și magazinul? Probabil că e o coincidență. Wow, dar ce casă imensă și frumoasă. Și șemineu. Wow, e superb aici. Cred că e bine să fii bogat. La prima vedere, acest miliardar Douglas pare un bărbat foarte serios. Nici măcar nu se uită la mine. Asta îmi place. Îmi place că nu se dă la mine sau ceva. Însă e puțin ciudat. E prima dată când mă angajează un bărbat. De obicei, femeile angajează menajere. Deci, unde ai mai lucrat, Mili? Ai experiență? Am foarte multă experiență în menaj. Am mai lucrat la o casă foarte mare, poate mai mare decât aceasta, dar am și gătit. Pot avea grijă și de copilași, dacă aveți copilași. Nu este nevoie de asta. Soția mea este infertilă. O, vai, îmi pare rău. Îmi pare rău că am adus vorba despre asta. Vai, Mili, nu trebuia să zici asta. Acum l-ai făcut să se simtă ciudat că soția lui e infertilă. Dar oare ea unde e? Nu văd nici poze cu ea prin casă. Mi se pare tare ciudat. Soția, unde e? Wendy este acasă, însă este într-o cameră sus. Și te rog să nu o deranjezi.
Promit să nu o deranjez. Sincer, mi se pare puțin ciudat. De ce soția lui nu coboară măcar să o cunosc? Ok, presupun că e casa ei și face ce vrea. Dacă nu are chef să cunoască o amărâtă de servitoare, da, înțeleg. Dar totuși mi se pare ciudat. Am un presentiment ciudat că se întâmplă ceva ciudat aici. Dar, hei, poate e doar în capul meu. Nu orice miliardar trebuie să fie un monstru, nu? Și de când ești disponibilă să începi? Am nevoie să gătești, să faci curățenie, să faci câteva cumpărături pentru noi. Când poți începe? Oricând, domnule, oricând. Perfect atunci, de mâine. Salariul îți convine? E chiar foarte generos. Am un salariu mai mare decât aveam înainte. Și poate așa o să-mi permit să mă mut din cartierul acela. Da, clar îmi risc viața, mergând pe acolo noaptea înapoi acasă, dar nu am ce face momentan. Da, îmi convine, e foarte bun. Ok, atunci hai să-ți prezint casa. Aici este bucătăria echipată cu tot ce ai nevoie. Te descurci? Sigur că da, e super bine. Doamne, că bucătăria asta are atâtea echipamente pe care nu le-am văzut niciodată. Nici nu știu cum funcționează cuptoarele acestea, dar sper că au un manual în cuptor undeva. Wow, e superbă bucătăria aceasta. E minunată. Au de toate aici. Ok, găsești în bucătărie o listă cu rețete pe fiecare zi a săptămânii. Trebuie să gătești fix ca în rețetă corespunzător zilei. De exemplu, dacă luni avem vită cu legume la cuptor, asta trebuie să faci. Rețete exacte. Ok, nu poate fi greu să urmezi o rețetă, nu? Ziceai că știi să gătești, nu? Da, cel puțin. Mie îmi place cum gătesc. Perfect atunci. Wow, ce casă uimitoare, cu etaj. Doamne, e superb locul acesta, ce mi-aș dori și eu asemenea casă, dar e imposibil. Casa asta trebuie să fi costat minim 20 de milioane de dolari. Doar bogații își permit o asemenea casă, o asemenea viață de lux. Asta este ușa pe care nu ai voie niciodată să o deschizi. Ai înțeles, Millie? Acolo este soția mea, Wendy, și nu vrea să fie deranjată. Ok, sigur, nicio problemă. Nu e treaba mea. Doar că mi se pare ciudat. De ce soția lui nu vrea să iasă din cameră? Bună ziua, doamnă! Wendy, eu sunt Millie, noua menajeră. Ți-am spus să nu o deranjezi. Că nu se simte bine. Ok, mi-a spus-o pe un ton foarte tăios. Nu e treaba mea. Asta este una dintre cele 10 băi ale noastre. Wow, ce frumos. Eu nu am nici măcar o baie ca lumea. Toaleta este pe coridor și o împart cu tot palierul. Ceea ce este super nasol. Ce mi-aș dori să am și eu o baie, una din cele 10 ale miliardarului. Acesta este dormitorul de oaspeți. Nu prea îl folosim, dar după cum vezi, e cocină. E foarte multă mizerie în casă și, Millie dragă, de mâine te rog să faci curățenie generală prin toată casa. Curățenie generală? Dar casa asta este foarte curată. Mai degrab trebuie să o murdăresc, ca apoi să o curăț iară. Dar, în fine, mai puțin de lucru pentru mine. Sigur că da, o să fac lună în toată casa. Aici este sala de cinema și biliard, zona de relaxare. Te rog să insiști cu curățenia și aici. Da, sigur, nicio problemă. Wow, au masă de biliard și propriul cinema. Acest Douglas este mai bogat decât era Andrew. Andrew nu avea sală de cinema. Wow, ce mișto! Cred că este să te relaxezi, să ai o cameră din asta. Aici este dormitorul meu și al soției mele. Vezi că o să lăsăm hainele murdare aici.
Să ai mare grijă de ele. Sunt din materiale scumpe. Sigur că da, domnule. O să am foarte mare grijă. O să le spăl pe grade puține ca să nu se strice. Ce dressing impresionant are soția lui Wendy. Ce rochii de lux. Ce minunat. Presupun. Asta e cea mai frumoasă baie pe care am văzut-o vreodată. Doamne, pentru ce viscă unelul acesta aici? Poate ea stă pe toaletă și el se așează pe scaun și povestesc. Treburi de miliardari ciudați. Foarte tare. Iar aici este biroul meu de lucru de acasă. Doar că eu nu prea muncesc de acasă. Dar te rog frumos să cureți și aici. Sigur, domnule, nicio problemă. Mă întreb cu ce se ocupă, deci permite o casă ca aceasta. Ok, atunci, ne vedem mâine, la prima oră, bine, Mili? Bine, o zi minunată să aveți. Doamne, nu vine să cred, am luat jobul. O să lucrez ca menajeră în această casă uimitoare. Dar când să plec, o senzație înfiorătoare mi-a făcut părul să mi se ridice pe spate. Aveam impresia că cineva mă privește de acolo sus. Oare ea este Wendy? Dar când să privesc mai bine, draperiile s-au tras. Ce știi? Poate vrea intimitate. În fine, să nu mai-mi bag nasul. Să mă duc acasă și să mă pregătesc pentru dimineață. După 2 luni. Vai, doamne, sunt atât de fericită cu noul meu job. Am făcut curățenie pe aici. Deși niciodată nu este foarte murdar. Casa asta efectiv nu este foarte, foarte folosită. Curăț și în grădină. Iar când am 2 minute libere, sar pe trambulină. Știu, o să ziceți că nu sunt un copil mic, dar mă distrez atât de tare făcând asta. Însă trebuie să am grijă să nu mă vadă Douglas, că s-ar putea să mă concedieze. Abia rezist tentației de a nu sări în piscină să fac o baie pe vremea asta atât de plăcută. Sincer, nu am văzut-o niciodată pe Wendy de când stau aici și nici pe Douglas să facă baie. Pe Wendy n-am văzut-o deloc să iasă din camera ei, ceea ce este foarte ciudat. De 2 luni fac curat în casa asta și niciodată camera asta nu s-a deschis. Nu am văzut-o niciodată pe Wendy și măcar nu știu dacă există. Așa că m-am hotărât să bat la ușă și să văd ce face. Oare se simte bine? Bună ziua, doamna Wendy! Sunt Mili, sunt noua voastră menajeră. Vă simțiți bine? Niciodată nu v-am văzut de când sunt în această casă. Da, sunt bine. Pleacă, te rog. Nu ți-a spus soțul meu, Douglas, să nu mă deranjezi? Presupun că ți-a spus că nu mă simt bine. Da, mi-a spus, dar vroiam să facem cunoștință. Nu e nevoie. Acum te rog, nu mă mai deranja. Ce ciudat. Poate chiar nu se simte bine. Doar că mi se pare super ciudat că nu iese niciodată din cameră. Chiar niciodată? Sau poate iese când eu nu sunt pe aici. Poate pur și simplu nu vrea să mă vadă. Tom mi se pare tare ciudat. Nu ar trebui să mă bag eu în problemele lor, nu? S-a întunecat afară. Este aproape ora 7, ora când Douglas vine de la servici și vrea neapărat ca cina să fie gata la ora 7, așa că trebuie să mă apuc de gătit. Doamne, arată foarte bine mâncarea. Mi-a ieșit excelent. Și nici măcar înainte eu nu preparam delicatese din acestea fițoase de bogați, dar hei, chiar arată bine. Sper să le placă și lor. O să mă apuc să pun masa aici, să pregătesc vesela înainte să ajungă Douglas. Bună seara, domnule!
Ați ajuns? Chiar acum pregăteam cina. Puneam de masă pentru dumneavoastră și pentru Wendy. Să mă duc să o chem pe Wendy să coboare la cină? Nu e nevoie. O să-i duc eu o farfurie în camera ei. În camera ei? Adică nu o să coboare să mănânce? Sunteți sigur, domnule? Mă duc să o chem să coboare. Bănuiesc că ar vrea să mănânce aici. Millie, ți-am răspuns deja odată la întrebarea asta. Am spus că-i duc eu farfuria în cameră. Acum poți să pleci. Oh, domnule, n-am vrut să fiu băgăcioasă, dar... Wendy, se simte bine? Pentru că n-am văzut-o niciodată. Am încercat să fac cunoștință cu ea, dar... Ai vorbit cu Wendy? Ți-a spus să nu faci asta. Ai intrat în cameră la ea? Oh, m-am băgat în probleme. Nu, n-am intrat în camera ei. Am vorbit prin ușă. Mi-a spus că este bine. Bun atunci. Atunci știi răspunsul. Te rog, lasă cina și pleacă. Ne vedem mâine. Dar... Niciun dar, Millie. Te plătesc ca să gătești și să faci curățenie, nu să pui întrebări. Ok, mă scuzeați, domnule. Mă duc să las cina pe masă. Ce ciudat. E prima dată când îl văd atât de nervos. Ce are de ascuns? De ce nu coboară niciodată soția lui? Da, mi-a spus că e bolnavă. Dar să nu iasă niciodată din cameră? Asta chiar mi se pare ciudat. Ok, m-am uitat să văd dacă este trasă draperia la plecare, însă nu este. Ciudat! Când am ajuns dimineață, era tot trasă. Seara e tot trasă. Nu deschide niciodată geamul? Ce se întâmplă aici? Of! Cred că sunt prea băgăcioasă și o să am probleme, dar nu mă pot întreba dacă nu se întâmplă ceva ciudat aici. O să mă duc acasă, dar o să cercetez zilele acestea. Trebuie să mă asigur. Trebuie să o văd măcar o dată pe Wendy să mă asigur că este bine. Îl aud pe Douglas intrând pe ușă. A ajuns acasă. Millie, am ajuns. Ai iubit? Iubit? O nouă zi la familia miliardară. Astăzi am ajuns de vreme pentru că Douglas mi-a trimis mesaj azi noapte la ora 12 când dormeam să vin repede în dimineața aceasta să le pregătesc micul dejun. Am zis ok! Cine mănâncă la ora 6? Da, hei, fie! De asta sunt menajeră. Oh, nu mă pot obișnui cu această casă frumoasă. Dar când am deschis ușa, nu venea să cred. Era chiar Wendy? E prima dată când o văd. Wendy? Oh my god! Dumnezeule, ce ai pățit? Era atât de slabă și mică și era toată bandajată. Ești ok? Millie, te rog, am nevoie de ajutorul tău. Te rog, ajută-mă. Sigur, Wendy, te ajut. Dar... despre ce este vorba? Arăți foarte rău. Ce ai pățit? Millie, dragă, ceea ce îți spun, te rog să rămână între noi. Altfel, de soțul meu, Douglas, va afla. O să fie foarte rău de noi, mai ales de mine. Sigur, rămâne între noi. Ce s-a întâmplat? De ce ești atât de rănită la față? Ai căzut sau ceva? Nu, soțul meu mă închide în camera de sus și mă înfometează pentru că zice că sunt prea grasă și că nu mai arăt ca un fotomodel, așa cum a cunoscut. Te înfometează? Vai, dar Wendy este atât de slabă. Are picioarele atât de subțiri și talia foarte mică. Cu siguranță are mai puțin de 60 în talie, care este dimensiunea fotomodelelor. Și chipul ei, deși rănit, se vede că e atât de frumoasă. Wendy e superbă, chiar că arată ca un fotomodel. Dar nu înțeleg. Cum te-ai rănit? Am încercat să ies din camera mea și m-a prins și am căzut pe scări pentru că m-am împins când am încercat să fug din cameră. Vai,
dar e atât de îngrozitor. N-aș fi crezut niciodată că Douglas o înfometează ca să arate ca un supermodel, deși din punctul meu de vedere e superbă și e super slabă. Ce-o fi în neregulă cu miliardarul ăsta? Are o soție frumoasă rău și ar trebui să o iubească fix așa cum e, indiferent dacă e grasă sau slabă, dar Wendy chiar că e slabă, adică ar trebui să mănânce ceva mai degrabă, să mai pună câteva kilograme pe ea. Da, la început, când ne-am căsătorit, totul era roz. Era minunat, îmi făcea cadouri scumpe, mă ducea în vacanțe, îmi cumpăra cele mai frumoase rochii. Dar apoi s-a schimbat. A zis că sunt grasă și m-a obligat să slăbesc. Și atunci când am refuzat să mai mănânc în felul cum îmi zicea el, m-a închis în camera aceea și nu m-a lăsat să ies. Am găsit o cheie de rezervă de care el nu știe și așa mă descui și mai ies din când în când din cameră când el nu este acasă. Dar Millie, dragă, am nevoie de ajutorul tău pentru că viața mea nu mai poate continua așa. Nu mă mai pot simți ca la închisoare în propria mea casă. Ajută-mă! Vreau să fug! Vreau să fug de soțul meu! Doar că el este foarte deștept și o să mă găsească foarte repede! Stai liniștită, Wendy! O să fac tot ce îmi stă în putință să te ajut! Vreau să te ajut să scap de soțul tău! Dar cu ce te pot ajuta eu? O să-ți dau niște bani să închiriezi o mașină și mâine, seară, când vii să ne pregătești cina, Douglas nu este acasă. Este plecat într-o călătorie de afaceri și e momentul potrivit să fug. Vreau să mă duc cu mașina până la o prietenă din afara orașului. Douglas nu știe de ea și acolo aș fi în siguranță. Sigur că da, orice pentru tine, Wendy. Orice, chiar dacă asta înseamnă să îmi pierd un job foarte bun, foarte bine plătit. Pentru că după ce va dispărea Wendy, cu siguranță nu o să mai am jobul acesta. Și probabil că Douglas o să mă suspecteze că am ajutat-o să fugă. Millie, dar în caz că ne prinde, vreau să-ți arăt ce am găsit în bibliotecă. Sper să nu ne prindă, nu are cum să ne prindă. Și eu sper, dar în caz că ne prinde, Douglas probabil că o să fie foarte violent și trebuie să ne apărăm. Sper să nu fie cazul de asta. De ce nu chem poliția? Douglas, fiind foarte bogat, are legături peste tot. Nimeni nu o să mă creadă că mă înfometează, că mă ține captivă în cameră ca să arăt ca un supermodel. Bărbații bogați, de obicei, au legea de partea lor. Poți să cumpere totul cu banii. Exact! Dar uite ce am găsit ascuns în cartea aceasta. Este arma lui Douglas. Millie, eu nu știu să o folosesc. Tu știi ceva despre a folosi o armă? Nu, de ce aș ști ceva despre asta? De fapt, chiar am făcut un curs autoapărare, dar totuși nu am tras niciodată cu arma. Învață-mă să trag cu arma. Dar asta nu este o soluție. Nu este o soluție să-ți ucizi soțul. Pentru că dacă o să faci asta, crede-mă, o să ajungi la închisoare. Și nu e o soluție. Oh my god, Wendy, ține arma departe de mine pentru că mă sperii să nu tragi din greșeală. Am vrut să zic că e aici, în caz că avem nevoie. Nu o să fie nevoie. O să vin mâine seară cu mașina închiriată din banii pe care mi i-ai dat și o să te duc la prietena ta. S-ar putea să ai necazuri dacă Douglas se prinde că m-ai ajutat. Fug repede în camera mea pentru că Douglas trebuie să ajungă. Și nu vreau să ne prindă povestind. Mama a apucat să fac curățenie în toată casa, pentru că până la urmă acesta era jobul meu. Probabil că era ultima zi în care avea să fac curățenie, pentru că după aceea o să rămân fără job. După ce o ajut pe Wendy să fugă, să scape de soțul ei, o să rămân fără job. Dar mă bucur totuși că pot să o ajut să scape de o viață de genul acesta, o viață care nu este ok. Iar atunci îl aud pe Douglas intrând pe ușă. A ajuns acasă acest om teribil. Millie? Am ajuns!
Ce faci? Bună ziua, domnule Douglas. Făceam puțină curățenie prin casă. Ștergeam praful de peste tot. Dumneavoastră, ce faceți? Mili, dragă, ești o binecuvântare la casa omului. Ești foarte frumoasă. Uite, vroiam să te întreb. Ai iubit? Iubit? Îl admiram pe acest om. Înainte să-mi spună soția lui că o ține prizonieră, credeam că în sfârșit acest miliardar nu o să se dea la mine, dar acum mă întreabă dacă am iubit. Ce dezamăgitor! O să mint că da, pentru că nu vreau să îi las vreo șansă la mine. Da, am iubit. Oh, ok atunci. Uite, i-am luat un cadou foarte frumos soției mele și sper să-i placă. E de la magazinul ei preferat de bijuterii. Poate asta o să o bine dispună să mai coboare din cameră, săracă de ea. Nu se simte bine deloc? Poate că. Sigur o să-i placă cadoul ales. Pare chiar drăguț. Dacă nu aș ști de la soția lui că e un ticălos, atunci aș crede că gestul lui e minunat. Eu o să vă pregătesc micul dejun. Ok, mulțumesc din suflet. Mă duc să-i dau cadou. Am terminat de pregătit micul dejun de azi pentru acești bogați. Ce gusturi ciudate! Astăzi vor la micul dejun pâine prăjită la prăjitorul de pâine cu avocado brânză. Mi-a făcut și mie o felie. Să văd ce gust are. Oh my god! E delicios! Mai ales că am pus și sare și piper și lămâie pe avocado. Wow! Nu mă așteptam ca chestia asta verde să aibă gust atât de bun. Până să lucrez la ei, nu mâncasem niciodată avocado. Dar e atât de bun. Cred că trebuie să-i anunț că am terminat micul dejun să coboare. Dar când am ajuns în dreptul ușii și am bătut, am auzit cel mai cumplit strigăt pe care l-am auzit vreodată. Ajutor! Ajutor! Cineva să mă ajute! Nu vine să cred! Cred că îi face rău! Ce șansă am eu! Împotriva lui Douglas. E un bărbat bine și foarte arătos, dar pe lângă asta e ticălos. Soția lui a zis că dacă sun la poliție, tot ea o să aibă probleme. Ce să fac? Ce să fac? Wendy mi-a arătat locul unde Douglas își ține arma. Aș putea să o scot și să mă duc acolo. Dar nu am de gând să o folosesc, că nu sunt nebună. Nu o să trag niciodată. Mă duc doar ca să îl ameninț, să o lase în pace. Asta o să fac. Sigur o să-l sperie și o să o lase în pace. Las-o în pace, Douglas. Îndepărtează-te de soția ta. Nu se clintește. Ce mă fac? Mili, te rog. Douglas, dacă nu te dai de lângă soția ta, o să trag. Douglas nu se clintește. Cred că o să trag un foc de avertizare. O să-i tragă număr ca să-l sperii să fugă sau ceva. Dar apoi văd ceva ce mă sperie foarte tare. Douglas a căzut la pământ și este plin de sânge. Credeam că am tras în număr. Cum e posibil să fi căzut așa? Vai, Mili, îți mulțumesc că m-ai ajutat. Îți mulțumesc enorm. Îți mulțumesc. M-ai scăpat de acest nenorocit. Nu mai respiră. Îți mulțumesc din suflet, Mili, dragă. Dar acum trebuie să te ajut. Nu poți să mergi la închisoare. Trebuie să-mi lași mie arma și o să o șterg de amprente. Iar tu fugi de aici. Fugi cât mai poți ca să nu fii implicată. O să spun poliției că soțul meu mă închidea în cameră. Sper să scam nevinovată, dar tu trebuie să pleci. Vai, doamne! Nu am vrut să fac asta! Nu am vrut să-l omor! Nu! Of, Mili, iar te-ai băgat în probleme. Puteam să jur că i-am tras în umăr, ceea ce s-ar fi vindecat foarte repede. E sigură că se pot șterge amprentele de pe armă? Da, o să am eu grijă de asta. Dar înainte să pleci, vreau să-ți dau ceva ca să te ajute. Ia tu, te rog, brățara pe care el mi-a dăruit-o. E inscripționată așa: a mea pe vecie. Și e
inscripționată cu un M. Doamne, ce posesiv era bărbatul acesta! Nu aș putea să-ți iau cadou. Te rog, este foarte valoroasă și ai putea să o vinzi să ai bani de trai. Măcar așa pot să-ți mulțumesc pentru că m-ai ajutat. Ia brățara și pleacă. Și nu uita să ștergi toate mesajele de la Douglas. Nu trebuie ca poliția să facă legătură cu tine. Nu trebuie să știe nimeni că tu ai lucrat în casa noastră. Cred că ai dreptate. Mulțumesc, Wendy. Am făcut ceea ce mi-a zis Wendy. Am luat brățara și am plecat. Și am șters și toate mesajele pe care Douglas mi le dădea ca să vin să îi curăț, pentru că nu trebuia să se facă legătura cu mine. Și am plecat repede spre casă. M-am întors acasă și m-am schimbat în hainele mele normale și m-am pus să dorm. Am sperat că nu o să se afle niciodată ceea ce am făcut în dimineața aceasta. Ha? Cineva bate la ușa mea! Cine poate fi în toiul nopții? E atât de periculos să deschizi ușa aici noaptea. Cine e? Sunteți Millie? Sunt detectivul de la poliția locală. Deschizi, te rog. Detectivul de la poliția locală? Oh my god, ce caută la mine la ușă? S-o fi aflat de moartea lui Douglas și a venit să-mi pună întrebări. O fi aflat că am lucrat pentru familia aceea, dar probabil că asta e. Deschide ușa, te rog, să vii cu mine la secție să spun câteva întrebări de rutină. Așa că ai lucrat pentru familia aceea de miliardar? Pentru Douglas și Wendy? E clar că știe, nu puteam nega. Da, am lucrat, dar nu mai lucrez. Ok, oricum trebuie să vii cu mine la secție să dai o declarație. Din moment ce nu are mandat să intre la mine, înseamnă că nu mă consideră suspectă. Înseamnă că, într-adevăr, e de rutină, dar nu mă simt comod să merg la secție. Trebuie să vin neapărat? Adică sunt arestată sau ceva? Nu, dar ar fi mai bine să colaborez. Vino, te duc în seara asta la secție cu mașina mea. Deși nu mă simt foarte comod că nu am avocat și nici nu-mi permit un avocat. Ajunse la poliție, parcă aveam un nod în gât. Nu mi-aș fi dorit niciodată să mă reîntorc aici. Detectivul care m-a adus la secție m-a lăsat să stau o oră în camera asta, cu niște poze, cu un dosar, să pară că are multe dovezi împotriva mea. Probabil că este și asta o tactică ca să clachez. Însă știu că Wendy îmi ține partea și eu o să respect planul ca să scăpăm basma curată. Millie, unde ai fost ieri dimineață? Acasă. Poate confirma cineva asta? Din păcate nu, am fost singură. De cât timp lucrezi pentru Douglas și Wendy? Aproximativ 2 luni jumătate. Aha, privește pozele de pe masă. Ce vezi în ele? Nu știu exact ce ar trebui să văd. Sunt mesaje schimbate între tine și Douglas, miliardarul. Aveați o aventură? Vă întâlneați în secret? De ce îți dădea mesaje la 12 noaptea? Pentru că îmi spunea ce trebuie să fac următoarea zi. Mă ruga să vin devreme să le pregătesc micul dejun. Da, sigur. Ce angajator te sună la 12 noaptea ca să pregătești doar micul dejun? Tu săracă, el bogat. Înțelegi ce zic? Știu cum pare, dar nu este așa. Eu și Douglas aveam o relație strict profesională. Nu avem nicio treabă cu bărbatul acesta. Atunci, de ce ți-a dat
o brățară inscripționată cu ieștea mea pe vecie și semnată cu M. Semnată cu M de la Mili. Nu este cu M de la Mili, este cu M de la Wendy McCayles, numele ei de familie din tinerețe. Și înainte să mă întrebați, soția mi-a dat brățara ca și mulțumire pentru serviciile mele aduse în casă. Da, sigur că da. Sigur ți-a dat Wendy o brățară cu diamante în valoare de 10.000 de euro inscripționată cu numele ei. Da, are sens. Oh. Știu că nu pare bine pentru mine, dar chiar așa a fost. Wendy mi-a dat brățara. Vă rog să întrebați pe ea, o să vă confirme ce le spuse. Problema este că Wendy a spus asta despre tine. A spus că aveai o aventură cu soțul ei și te-a chemat în dimineața aceea soțul ei să se despartă de tine. Dar tu nu ai putut accepta un refuz, așa că ai luat pistolul familiei și l-ai ucis pe Douglas. Wendy m-a acuzat că aș avea o aventură cu soțul ei și că de asta l-am ucis? Doamne, dar nu este deloc adevărat. Oh, și asta nu dă deloc bine pentru mine. Nu vine să cred că Wendy mi-a întins o capcană. S-a prefăcut. Doamne, ce naivă am fost. S-a folosit de mine ca să scape de soțul ei și probabil să pună mâna pe avere. Am și cazier și sigur sunt țeapul ispășitor perfect. Ce mă fac? Sunt arestat, domnule detectiv? Nu, momentan nu. Dar să nu pleci din oraș cât timp investigăm. Bine, Emily? Bine, domnule detectiv. Nu o să plec. Nu-i ca și cum aș avea unde pleca, dar nu vine să cred că sunt suspecta principală. În gând, îmi stă doar să mă duc să o abortez pe Wendy, să o confrunt, să-i zic de ce a mințit. De fapt, nu a mințit cu totul, pentru că eu chiar l-am ucis din greșeală pe soțul ei, însă se pare că îmi pune în cârcă crima. Pare că a fost planul ei diabolic de a da vina pe mine și a scăpat de soțul ei. Ce mă fac? Cum o să scap de asta? Nu pot ajunge la închisoare. Și cu soț și cu amant, unui miliardar tată la copii, altui pofta inimii. Ajunsă acasă, am început să caut știrile despre moartea miliardarului Douglas, cel pe care eu l-am ucis. De fapt, Wendy m-a păcălit să-l ucid. Și atunci am văzut ceva neașteptat. Poza cu Douglas. Douglas, pe care îl știam eu, nu semăna nici de cum cu poza lui Douglas de la știri. Ce se întâmplă? Amândoi sunt bruneți, dar nu este Douglas pe care eu l-am cunoscut. Miliardarul Douglas pe care eu l-am cunoscut era mult mai tânăr și mai slab. În schimb, acesta din poză e mai gras și mai bătrân. Mili, pe cine ai omorât de fapt? Pentru că, clar, acesta din poză nu este cel pe care eu l-am omorât. Cum să înscenez crima perfectă? Ghid în totalitate de Wendy, soția miliardarului Douglas. Drago! Am ajuns acasă! Vino să te pup, scumpo! Da, el este Douglas, soțul meu. Și înainte să-mi săriți în cap, știu, e urât, e gras. What? Și e mult mai în vârstă decât mine. Adică, uitați-vă la el. Ce îmi poate plăcea la bărbatul acesta? În afară de banii lui. Mi-ar fi plăcut tare mult ca acest bărbat frumos, elegant, cu chip atât de sexy să fi fost Douglas, dar nu, el este un impostor. Este de fapt amantul meu, dar trebuie să recunoașteți, îi
șade mult mai bine ca un miliardar decât îi șade lui Douglas, adevăratul miliardar. Ce avem la cină, nevastă? Că mi-e atât de foame. Vai, îngrozitor, aș și râgâit. Cynthia, menajera noastră, înainte să plece acasă, mi-a pregătit niște salată. Doar salată? Dar de ce arată de zici că e mâncare de iepuri? Sau iarba netunsă din fața casei? Altceva nu avem la cină? Nu, dragule, doar asta a gătit menajera noastră Cynthia înainte să plece, dar... fie vorba între noi, nu ți-ar strica o dietă. Scumpule, ai luat câteva kilograme, ești gras ca un porc. Salata este foarte bună și nici nu are calorii. Trebuie să scapi de burta aceea imensă pe care o ai, știi? De ce nu vii la alergat cu mine să te menții în formă? Alergat? Wendy, dar nu pot să țin pasul cu tine. Tu fugi foarte repede. Aș leșina dacă aș alerga cum alergi tu. Normal că nu, dar ești un gras bogat și atât. Dragă, îmi dau comandă la KFC. Pe asta m-am decis să-l omor. Dar da, știu de ce îl suport. Pentru că întotdeauna am fost săracă și mi-am dorit o viață de bogătaș. Și acum, datorită lui, sunt foarte, foarte bogată. Și-mi priește viața asta. Dragă, când îmi faci ăia 4 copii pe care mi-ai promis, vreau să se umple casa asta de micuți care să se joace în grădina noastră mare. Oh, dragule, încerc, dar nu se poate, nu știu. Nu fiind copilași, nu rămân însărcinată. Nici nu aș vrea să fiu legată toată viața de omul acesta. Nu-l iubesc, nici nu l-am iubit vreodată. Activitatea mea preferată de când sunt bogată este să ies în oraș să iau prânzul, dar nu cu oricine, ci cu prietena mea. Da, ea e prietena mea și ea e bogată, dar nu la fel de bogată ca și mine. Pentru că dacă era la fel de bogată, nu ne mai înțelegeam. Trebuie să fie mai prejos decât mine. Bună, prietenă! Abia aștept să bârfesc cu tine. Și eu, bestie, am cele mai fresh bârfe. Hai, am rezervat o masă exclusivistă cu vedere la litoral. Îmi place extravaganța. Și ce mai faci, Wendy? Ce ai mai făcut? Îți comanzi ceva de mâncare? A, nu, sunt bine doar cu băutura mea. Pentru că nu vreau să mă îngraș. Și care e bârfa aia fresh? Prietenă, tu, fată, stai să vezi. Deci fii atentă. Și că există o menajeră, Millie, care rezolvă probleme. Ar face orice pentru soțiile care au probleme cu soții, gen care sunt abuzate sau ceva, știi? Am auzit că chiar omoară soții pentru ele. Crazy, nu? Wow, serios, nu cred. Cred că e doar o poveste. Dacă ar fi așa, ar fi închisă, nu? Nu, tocmai asta e. Soțiile sunt recunoscătoare pentru că le-a ajutat să scape de soțul lor și tac din gură. Da, poate asta, menajera asta are o reputație. Dar trebuie să ai grijă cu ea, căci că e periculoasă tare. Crezi și eu din moment ce omoară, face kill-uri asasinate. Acum trebuie să plec, că mai am niște comisioane, ceva de făcut. Mi-a părut bine să te văd, bestie. Să ne mai auzim data viitoare la o bârfă. Da, bestie, și mie mi-a părut bine. Bine, fată, nu, te las. Am plecat, te pup. Ai grijă de tine. Pa! Ah, ce bine că a plecat și fițoasa asta, că mă enerva. Nici eu n-o suport deloc, dar... Hei, e bună de bârfă. Dar nu m-am dus acasă. Am
ascuns după o clădire cu mașina ca să mă întâlnesc cu amantul meu. Hei, frumoasă, baby girl! Mă așteptai, scumpo? Sincer, da! Abia așteptam să te văd! Îmi încânți ochii! Ce mi-aș fi dorit ca Douglas să fi fost așa frumos ca și tine, dar el e urât cu spume! Tu ești super frumos și îmi place că porți hainele lui! Ție îți stau mult mai bine! Păi, părăsește-l și hai să fugim în lume amândoi! Eu îmi părăsesc soția și tu îți părăsești soțul! Vai, ce prostuț ești câteodată! Știi că nu pot să-l părăsesc! El reprezintă toți banii pe care îi am! Nu aș putea niciodată să mă întorc la sărăcie! Dar fii atent, că am un plan să scap de soțul meu, Douglas, și să rămân cu toată averia! Dar vezi tu, trebuie să mă ajuți! Astăzi, o prietenă de-a mea, pe care nu o suport, dar îmi place să stau la bârfe cu ea, mi-a spus că există o servitoare, o menajeră care face asasinate. Dacă crede că soția este abuzată de soțul ei. Și uite ce vreau de la tine. Vreau să te dai drept soțul meu. Se pare că mă lovești. Ca ea să fie convinsă de asta și să te omoare. Stai liniștit că m-am gândit la totul. O să folosesc un pistol cu gloanțe oarbe și nu o să mor. Însă ea o să creadă că te-a omorât și atunci o să ajungă la pușcărie pentru că mi-a omorât soțul. Bun plan, doar că există o mare problemă. Soțul tău ar fi încă în viață. Nu, prostuțule, nu ar fi, pentru că noi l-am așteptat să vină și l-am omorât și am dat vina pe menajeră. Menajera crezând oricum că l-a omorât deja. Ok, hai să facem. Da, așa te vreau. Și când totul o să se termine, dragul meu, o să fim putret de bogați. Și așa am și făcut. Am angajat-o pe Millie, am făcut-o să creadă că sunt în pericol și am prostit-o. L-a împușcat pe soțul meu, Douglas. Ha, cel puțin așa credea ea. Amantule, ești ok? Acum te poți ridica pentru că Millie a plecat. Ai jucat foarte bine rolul. Bravo! Felicitări! Și acum ce facem mai departe? Foarte simplu! O să-mi sun soțul și o să-i zic să vină acasă. Soțule, vină acasă, te rog! Nu mă simt bine! Gata, e pe drum! Tu ia pistolul acesta și când intră pe ușă, împușcă-l. Și apoi totul o să se termine. Averea o să fie a noastră. Vai, dragă, ce se întâmplă? Am venit repede de la servici. Nimic, doar am căzut. Dar acum sunt ok că tu ești acasă. Înțelegeam de ce a ajuns lângă mine. Din moment ce intră pe ușă, amantul meu trebuia să-l împuște. Oare ce face de nu l-a împușcat deja? Încep să fiu agitată. Uite, iubito, știu care sunt problemele noastre. M-am săturat ca banii să intervină în relația noastră. Te văd, nu ești foarte fericită. Și am decis să îmi donez toată averia, să fac un bine în lume, ca noi să putem fi fericiți împreună, fără bani. Ești nebun? Adică singurul motiv pentru care stau cu tine e pentru că ai bani și tu vrei să donezi banii? Trebuie să fii prost! Nu înțeleg! Nu cred că ar fi bine să facem asta, adică noi cu ce o să trăim? Normal că nu știi cum e să fii sărac când tatăl meu se spetea la muncă, își rupea spatele în construcții și erau multe zile în care nu aveam
electricitate sau mă spălam o dată pe săptămână ca să nu consumăm prea multă apă. Tu stăteai în casă de lux, bucurai de viața de bogat. Normal că ți-e ușor să zici că să ne întoarcem la sărăcie. Însă eu mi-am spus de când eram mică că nu mai doresc să fiu săracă vreodată în viața asta. Și o să fac tot ce-mi stă în putere ca să se întâmple asta. Dragule, vrei un pahar cu apă? La bucătărie mă duc să-ți aduc un pahar cu apă, ok? Stai aici. Ce face amantul ăsta al meu pentru că nu l-am pușcat încă pe soțul meu? Ah, și fix cum mă gândeam. Stă pitit într-un colț. Cred că i s-a făcut frică. Îmi pare rău, Wendy, dar nu cred că pot face asta. Nu pot să iau viața omului. E nevinovat. Asta m-ar urmări. Nu aș putea să mai dorm noaptea. Crezi că m-am prefăcut atâta? Am avut o prestație demnă de Oscar? A ce? Ca tu să dai înapoi? Normal că treburile nu pot fi rezolvate cum trebuie de un bărbat. Trebuie să iau asta în mâna mea. Va trebui eu să mă duc să-mi omor propriul soț. Hei, scumpo, a durat ceva. Ce faci? Ce e cu pistolul acela? Pistolul care mă scapă de tine, umflatule. Gata, s-a terminat. Când o să vină poliția, o să dau vina pe Millie, menajera mea. Conform planului, ea avea o aventură cu soțul meu. Soțul meu a încercat să se despartă de ea, iar ea l-a omorât. Abia aștept să încasez toată averia. Cât încă se cerceta cazul crimei, Wendy a fugit cu amantul ei la cabana pe care soția amantului o deținea și au decis să sărbătorească, chiar dacă Millie oficial nu era acuzată de crimă, era doar suspectă. Vai, amantule, nu mă satur să te privesc și mă bucur atât de mult. În curând, toate acele miliarde o să fie în contul meu. Și o să ducem o viață pe care ne-o dorim împreună. Da, dar știi tu, am regrete. Încă regret ce s-a întâmplat. De ce ai tu regrete? Nu e ca și cum tu l-ai ucis. Uite, pentru asta nu te respect. Că m-ai lăsat pe mine să fac o treabă atât de grea. Știi ce? Mă duc să-mi iau un pahar de vin. Apoi vin și eu în cadă. Cât așteptam să se pronunțe verdictul, eu mă gândeam la un singur lucru. Cine este bărbatul pe care l-am omorât? Pentru că, cu siguranță, nu este Douglas. Am văzut la știri și nu este același bărbat pe care l-am omorât. Ha? Cineva bate la ușă. Cred că e prea târziu să-mi dovedesc nevinovăția, cel puțin în privința miliardarului Douglas, că pe el chiar nu l-am omorât. O fi poliția? Mi-e frică să deschid ușa. Era Enzo, unul dintre cei mai frumoși foști iubiți pe care i-am avut. Da, a fost pentru că el e un pic mai rebel așa și el locuiește în Italia. A plecat acolo pentru că mama lui nu se simțea bine și practic ne-am despărțit brusc. Nu am mai vorbit de 3 luni, iar acum apare în fața ușii mele. Enzo, ce faci aici? Cum ai găsit? Millie, ești bine? Am auzit că șeful tău a murit. Ești ok? De unde știa el lucrul acesta? Casa mea e atât de mică, abia dacă ai loc să stai în ea, dar hei! Pentru prima dată mă simțeam norocoasă că camera mea e atât de mică. Puteam să fiu atât de aproape de mușchii perfecți al lui Enzo. E la fel de frumos, precum îl știam. Ce faci aici? Ultima dată erai în Italia. Ce cauți aici? Ai plecat și nu ai mai dat niciun semn. Millie, dragă, mi-a fost foarte dor de tine. Și, de fapt, m-am întors de 3 luni, dar te-am urmărit. Am vrut să văd ce faci. Aveam impresia că ai iubit și am zis să nu mă bag. Mi-ar fi plăcut să îmi spui că te-ai întors, nu să mă urmărești, oricât de ciudat ar părea. Hei, te-ai mutat în cartierul ăsta rău famat.
Trebuia să spor de grijă, să nu pățești ceva. Ok, asta mi se pare chiar drăguț. Dar spune-mi, adevăratul motiv pentru care ești aici. Pentru că mi-a fost dor de tine, Millie. Mi-a fost foarte dor de tine. Și am venit să te ajut să scapi de probleme. Cum ai putea să mă ajuți? Sunt cu un picior în groapă. În orice clipă poate veni poliția să mă aresteze pentru moartea șefului meu. Care ghișce? Nici măcar nu l-am omorât. Enzo era singurul în care aveam încredere. El mă înțelegea așa cum sunt eu cu adevărat. Știa ce-mi poartă capul. Cum adică? Bărbatul, de la știri, șeful meu, nu e șeful pe care l-am cunoscut eu. Douglas pe care l-am cunoscut eu arăta total diferit. Semăna oarecum, de era mai tânăr. Deci clar nu este bărbatul de la știri. Eu nu l-am omorât pe acela. Am omorât pe cineva, dar nu e bărbatul de la știri. E sigură că e mort? Da, adică Wendy așa mi-a zis. Nu i-ai verificat tu pulsul? Nu, ce prostuțe sunt. Mi-am dat seama că Wendy mi-a înscenat totul ca să pună mâna pe averea soțului ei. Dar nu m-am gândit să verific. Da, vezi? Probabil că nici măcar nu e mort. Trebuie să găsim acel bărbat care s-a prefăcut soțul ei și să-l dăm pe mâna poliției. Ușor de zis, greu de făcut. Nu știu cum aș putea să-l găsesc. Chiar nu știu de unde să-l iau. Gândește-te, unde l-ai văzut ultima dată? Într-o zi, când mă duceam la muncă, a intrat într-o clădire și, sincer, nu știu exact unde locuia Douglas. Bine, acesta este impostorul Douglas. Dar mi s-a părut ciudat că se afla acolo, pentru că era o clădire de săraci. L-am văzut intrând într-un bloc. Trebuie să mergem să pândim la blocul ăla. Să vedem dacă îl mai vezi. Și dacă îl vezi, îl prindem și îl băgăm la pușcărie pe el. Sau cel puțin o să te ajute să scapi de poliție. Am stat la pândă în mașina mică și neagră a lui Enzo. Nici el nu se îmbogățise în acest timp. Era la fel de sărac ca și mine. Am stat la blocul unde îl văzusem pe Douglasul fals și am așteptat. Iar apoi l-am zărit. Uite-l! El este! El este și este cât se poate în viață! Nu o să ajung la pușcărie! Nu l-am omorât! Este viu! Acesta a plecat grăbit cu mașina și eu și Enzo ne-am hotărât să-l urmărim. Hai! După el, prinde-l! Să nu-l pierdem! Mai repede! Nu-i văd! I-am pierdut! Ba nu, de fapt nu-i pierduse. Am ajuns la o zonă de camping. Aici sunt multe cabane. Unde au dispărut? Pe aici pe undeva, Enzo trebuie să fie. Pe aici pe undeva. Ce loc minunat. Mi s-ar fi părut foarte romantic pentru o întâlnire cu Enzo. Însă aici îl urmăresc pe falsul Douglas. Am văzut că s-a urcat în mașină cu Wendy, da? Cu Wendy. Când o să-i găsesc, o să-i... Nu știu ce o să le fac. Ai văzut că sunt în viață. Acum oprește-te până nu este prea târziu. Nu au cum să te acuze pe tine pentru o crimă ce nu a avut loc. Ești în siguranță. Așteaptă rezultatul poliției. Cum să aștept rezultatul poliției? Enzo, cred că nu știe ce vorbește. Da. Nu este în situația mea. Eu ajung la închisoare, adică... Ce i-ar păsa lui, nu? I-am furat cheile de la mașină și am decis să mă duc să găsesc cabana unde ei s-au dus. Nu o să rămână așa lucrurile. O să mă răzbun. O să mă răzbun, da. O să mă răzbun pe Wendy și fake-ul Douglas pentru că mi-au pus crima asta în cârcă. Asta până nu mă arestează poliția. Între timp. Ah, mă sună detectivul de la poliția locală. Probabil ca să-mi dea vestea cea bună. Că a închis-o pe Millie, menajera pentru crima soțului meu. Alo? Da, sunt Wendy. Aici încercând să par că sufăr de moartea soțului.
Doamna Wendy, vă sun să vă zic că Millie nu a găsit-o. Adică nu ați găsit-o? Nu ați arestat-o? Fix asta spun. Și vreau să mai veniți la secție ca să vă mai pun câteva întrebări. Întrebări? Ce întrebări să-mi puneți? Servitoarea aia mi-a omorât soțul, iar dumneavoastră vreți să îmi puneți mie întrebări? Prindeți-o că e periculoasă! S-a constatat că aveți o cameră la intrarea în casă și uitându-ne pe cameră am realizat că menajera Millie nu a fost acasă când Douglas a intrat în casă. Deci nu avea cum menajera să îl omoare pe soțul dumneavoastră. Atunci am simțit un nod în gât. Nu mai am cum să dau vina pe Millie și nu știam că există. Am închis telefonul. Știam că există camera. Normal că soțul meu a furisit. A pus acolo o cameră. Te-a luat vederi. Ha? Cineva a stins pecul? Amantule, tu ești? Aaaa! Cineva l-a ucis pe amant! Nu! O singură persoană poate să facă asta, Millie! Doar ea mă urăște suficient de mult încât să facă asta. Asta înseamnă că ea este în casă. Trebuie să am grijă. Trebuie să caut un cuțit să mă apăr. E clar, a venit să mă omoare și pe mine pentru că am dat vina pe ea. Nu am găsit niciun cuțit. E clar, s-a asigurat că nu o pot chilări. Millie, tu ești? Sunt sigură că mă vede. Sunt sigură. I-aud respirația, însă nu spune nimic. Millie, te rog, nu mă omorâ. Știu că ai aflat, dar soțul meu, într-adevăr, era îngrozitor, Millie. Am o grămadă de bani. O să am o grămadă de bani după ce încasez averea. O să pot să-ți dau bani și nu o să mai ai niciodată nevoie de bani. Dacă mă lași în pace, Millie, te rog. Însă nu răspundea. Nu ești Millie? Cine ești? Sunt soția lui. Soțul meu m-a înșelat cu tine și acum o să plătești cu viața. Nu, te rog, te rog, nu. Soțul tău te iubea. Dacă mă iubea, de ce m-a înșelat cu tine? Doamne, ce fel de soție trebuie să fii ca să-ți omori soțul? Femeia asta e un monstru. Vreau să faci ceva pentru mine. Nu mă omorâ. Vreau să scrii o declarație. Acum. O declarație? Despre ce este vorba? Ce vrei să scriu? Vreau să mărturisești că aveai o aventură cu soțul meu, că ți-ai omorât soțul și apoi te mustra conștiința și ai decis să mori și tu și amantul tău. Dacă scriu asta, e clar că vrea să pară că am omorât singură și că l-am omorât și pe el. Dar nu aveam de ales. Dacă nu făceam asta, îmi tăia gâtul cu toporul. Așa că am de gând să scriu. O să scriu așa. Îmi pare rău. Nu l-am mai putut suporta pe soțul meu. Am decis să-l omor. Am avut o aventură cu soțul acestei doamne și apoi am decis să-mi pun capăt vieții. Dar știți, dacă mă omorâți cu toporul, o să pară că am fost ucisă. Nu că am decis singură să mor. Ai dreptate. Însă nu am de gând să te omor cu toporul. O să mori de supradoză. Ca și cum ai luat un medicament care ți-a făcut rău, luat în cantitate foarte mare. Un medicament? Despre ce vorbești? Medicamentul soțului tău de inimă. Dacă îl iei în cantitate prea mare, mori. Da, și ce? O să mă forțezi să iau medicamentul soțului meu? Nu o să fac asta. L-ai luat deja. Ai băut în vin. Oh, vinul acela blestemat.
sigur vreau să chinui. Nu vine să cred ce bine am dormit în mașina lui Enzo. Da, sunt obișnuită să dorm în mașină. Și Enzo m-a sunat de o grămadă de ori azi noapte. Ar trebui să-i răspund, nu? Din moment ce mi-am furat mașina. Alo? Enzo? Ce faci? Millie, ai văzut la știri că Wendy a murit împreună cu amantul ei, Douglasul fals? Millie, ai scăpat! A lăsat o declarație în care a mărturisit că ea și-a omorât soțul. Minunat! Chiar minunat! Nu te-ai mai dus la ei la cabană, nu? Nu, Enzo. Am vrut să mă duc, dar nu m-am dus. Am dormit în mașina ta, atâta tot. Vin să-ți returnez mașina. Ok, super! Yes, oficial am scăpat de acuzații! Peste două luni. Eu și Enzo am decis să ne mutăm într-un apartament puțin mai mare, în același bloc, în același cartier răufamat, însă să locuim împreună. Și el a început să-și mute lucrurile la mine. Doamne, dar deja a adus o grămadă de cutii. Câte cutii să mai aducă? Pe bune, câte lucruri poate avea un băiat? Enzo, mai sunt multe cutii de adus? Pe bune, ar trebui să le sortăm și să aruncăm ce nu e necesar. Oh, scumpo, mai am încă două și gata. O las și pe asta aici și mă duc să mai aduc. Vin imediat. Da, cum spuneam, e minunat că ne mutăm împreună. Până la urmă, el e singurul băiat pe care l-am iubit vreodată și m-a ajutat destul de mult ca să scap de probleme. Acum stăm în chirie în acest apartament uimitor, din cartierul rău, dar e mai bine decât ce aveam înainte. Avem living, avem un dormitor, avem până și baia noastră. E super! Și ce e mai super e faptul că aparent Wendy a luat un medicament ca să moară. Un medicament pe care eu îl aveam în baia mea. Nu e ca și cum am avut eu vreo legătură cu asta. Sau, în loc să mă duc la cabană ca să o confrunt pe Wendy și falsul Douglas, m-am gândit la altceva. M-am întâlnit cu soția amantului lui Wendy și i-am spus de aventura soțului ei cu Wendy. I-am spus, dacă îi dă medicamentul acesta, o să moară. I-am explicat tot planul și i-am spus exact ceea ce trebuia să facă. Ok, Wendy o să plătească. O să plătească pentru ce mi-a făcut. Da? Medicamentul nu era al soțului lui Wendy. Medicamentul era de la mine. Am convins-o pe soția amantului să ducă la capăt acest plan magnific. Sfârșit!